Bună ziua! Astăzi aș vrea să discutăm un pic despre sume de tip Gauss și cum am putea noi să le rezolvăm mai ușor. Pentru asta aș vrea să reamintesc formula lui Gauss, care ne spune că adunând n numere naturale consecutive, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus n, vom obține, deschidem paranteză rotundă, adunăm primul element al sumei 1 cu ultimul element al sumei n, închidem paranteza, înmulțim apoi cu numărul elementelor, adică numărul termenilor sumei. În cazul nostru avem n termeni și totul împărțim la 2, pentru că noi am grupat câte 2 termeni, și anume primul termen cu ultimul termen, și am obținut 1 plus n. Dacă vom grupa al doilea termen cu penultimul termen, adică 2 cu n minus 1, vom obține tot n plus 1. Dacă grupăm al treilea termen cu cel dinainte lui n minus 1, și anume cu n minus 2, obținem din nou n plus 1. Și așa obținem formula lui Gauss. Această formulă este scrisă sub forma aceasta pentru clasa a 5-a. Începând cu clasa a 6-a, o putem scrie, sau chiar și la clasa a 5-a spre sfârșit, o putem scrie ca fracție ordinară, și anume scriem 1 plus n în paranteză ori n, totul supra 2, pentru că știm că împărțirea este de fapt linia de fracție. Cum folosim această formulă? Exemplu. Dacă vrem să calculăm suma primelor 20 de numere naturale consecutive, deci subliniem consecutive, adică unele după altele, nu putem să calculăm cu această formulă decât doar suma numerelor naturale consecutive. Și anume, primele 20 de numere, deci dacă n este egal cu 20, atunci vom obține 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 20, egal. Am spus că deschidem paranteză rotundă, adunăm primul termen al sumei 1 plus ultimul termen al sumei 20, închidem paranteza, înmulțim cu numărul termenilor, și anume 20 în cazul nostru, și vom obține tot timpul un număr par și un număr impar, da? Numărul par 20, numărul impar 21, și atunci putem să facem întâi împărțirea, pentru că putem împărți la 2 numărul par și vom obține 21. Dacă avem un număr impar de numere consecutive, spre exemplu să luăm un n egal cu un alt exemplu, da? Deci ăsta e exemplu 1 și exemplul numărul 2, în cazul în care n este egal cu 13, ce vom obține? Vom obține 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 13 egal cu, folosim aceeași formulă, și anume deschidem paranteză rotundă, primul termen al sumei 1 adunat cu ultimul termen al sumei 13, totul înmulțit cu numărul termenilor sumei, adică 13, totul împărțit la 2. Pentru că am grupat câte 2, da? Am specificat, am grupat primul termen cu ultimul termen, al doilea termen cu penultimul și așa mai departe până ajungem la mijloc, și din cauza aceasta, grupând câte 2, trebuie să împărțim la 2. Vom obține de 2 ori mai puțin termen la sfârșit. Și atunci ne dă 14 ori 13, că avem un număr 14 care este par și un număr 13 care este impar.
Și anume ne va da împărțirea, ne dă 13 ori 7. Putem, bineînțeles, să facem și mulțirea și apoi împărțirea, dar vom obține exact același număr. Bineînțeles că acest tip de sumă, Gauss, în care se poate folosi formula, este dintre cele mai simple. Acum, ce se întâmplă atunci când nu putem folosi formula? Adică atunci când nu mai avem numere consecutive. Aici intervine, de fapt, greul la majoritatea copiilor, elevilor, de la clasele 5-a până la clasele 8-a. Bun, ce se întâmplă când nu mai avem numere consecutive? Deci dacă nu avem numere consecutive, atunci putem să calculăm folosind altă metodă. Dar formula este aceeași. Deci folosim aceeași formula. Doar că trebuie să aflăm numărul termenilor. Bun, ia să vedem un exemplu. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus puncte puncte plus 110. În cazul acesta observăm că suma noastră este compusă din numere pare, începând de la 2 și toate numerele pare, urmând cu celelalte numere pare consecutive. 2, 4, 6, 8. Și în acest caz înseamnă că putem scoate factor comun pe 2. 2 ori, deschidem paranteză. Când scoatem factor comun, împărțim pe rând fiecare termen al sumei la 2 și obținem. 2 împărțit la 2 ne dă 1, plus 4 împărțit la 2 ne dă 2, plus 6 împărțit la 2 ne dă 3, plus puncte, puncte. Iar în paranteză acum observăm că avem numere consecutive și, evident, vom efectua această sumă folosind formula lui Gauss, cea prezentată mai sus, deci egal cu 2 ori, deschidem paranteză, primul termen 1 plus ultimul termen al sumei, înmulțit cu numărul de termeni al sumei, adică 55, totul împărțit la 2. Este evident că dacă avem 2 ori un număr și împărțim din nou la 2, de fapt rezultatul va fi doar paranteza pătrată, e ca și cum ar dispărea 2 și cu 2, nu este foarte elegant să tăiem, în schimb asta se întâmplă. 2 pe care îl înmulțim dispare cu cel la care împărțim și vom obține 56 ori 55. După un calcul simplu, 56 ori 55, 6 ori 5, 33, 5 ori 5, 25 cu 3, 28, la fel și la 5-ul celălalt, 0, 8, 2, obținem 0, 8, 10, 3080. Bun. Aceasta este prima metodă în cazul în care avem numere din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, consecutive, putem scoate factor comun. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, deci o să vă propun să rezolvați următorul exercițiu. Deci asta este ca temă de rezolvat. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus puncte puncte plus 2001. Vă rog să rezolvați, să vedeți dacă ați înțeles cum se rezolvă folosind această metodă și în cazul în care nu reușiți, vă rog să-mi lăsați un comentariu în care și o să vă explic exact cum se rezolvă acest exercițiu. Bun. Deci am văzut cum rezolvăm sume de tip Gauss în care avem numere naturale consecutive. Am văzut cum rezolvăm sume de tip Gauss în cazul în care avem numere
pare sau numere din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5, în care putem scoate factor comun și, în paranteză, obținem numere naturale consecutive. Și mai avem încă un tip de sume Gauss în care nu putem scoate factor comun și nici nu avem numere naturale consecutive. Haideți să vedem cum rezolvăm acest tip de sume. Să vă dau un exemplu. Începem de la 1. Deci un exemplu. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus puncte puncte plus 107. Ce observăm? Sunt toate numerele impare. Ne lipsesc cele pare. Bun. Una dintre cele mai simple metode pe care o putem aplica oricând. Am spus că trebuie să aflăm numărul de termeni. De ce? Pentru că noi, dacă adunăm primul termen și cu ultimul termen, 1 cu 107, obținem 108. 3. Înaintea lui 107 este, deci 1 plus 107 egal 108. 3 plus, înaintea lui 107, dacă scădem 2, avem 105, da? Pentru că este și ne dă tot 108. 5 plus, înaintea lui 105, mai scădem încă o dată 2 și ne dă 103. Deci ne dă tot 108. Observăm că dacă grupăm câte 2, primul cu ultimul, al doilea cu penultimul și așa mai departe, obținem aceeași sumă. Deci, practic, noi folosim aceeași formulă. Formula lui Gauss. Primul termen și cu ultimul termen înmulțit cu numărul de termen, totul împărțit la 2. Bun. Ce problemă avem aici? Problema noastră principală aici este că nu știm numărul de termeni. Pentru că nu putem spune că sunt 107, pentru că aici lipsesc toate numerele pare. Să zicem că este mai simplu, pentru că ar fi din 2 în 2 și dacă împărțim 108 la 2, ne dă. Dar, să vă arăt o metodă. Scriem sub fiecare număr ce ne lipsește până la următorul. Și anume, exemplu, deci de la 1, următorul număr este 3. De la 1 la 3 ne lipsește 2. 1, 2, 3. De la 3 la 5 ne lipsește 4. 3, 4, 5. De la 5 la 7 ne lipsește 6, apoi urmează 8 și sub 107 va veni încă un număr și anume 108. Bun, și aflăm astfel. Noi vedem că numerele sunt din 2 în 2 și atunci ultimul număr pe care l-am scris îl împărțim la 2. Deci, număr de termeni ai sumei sunt 108 împărțit la 2. De ce? Pentru că sunt din 2 în 2, încep de la 1, 3, 5, 7 și așa mai departe și ne dă 54. Am obținut numărul termenilor sumei și atunci putem să aplicăm formula sumei lui Gauss. Adică adunăm primul termen al sumei noastre inițiale. Primul termen este 1 cu ultimul termen al sumei 107. Îl înmulțim cu numărul de termeni pe care l-am obținut aici, și anume 54, și împărțim totul la 2 pentru că am grupat câte 2. Și ne dă 108 ori 54 împărțit la 2. Aici o să vă rog să faceți voi calculul. O să vă mai dau un exemplu ca să vedeți că toate se rezolvă așa de ușor. Și anume, haideți să vedem un alt exemplu. 1 plus 5 plus 9 plus puncte puncte plus 2001. Noi observăm că aici avem numerele din 4 în 4. Nu mai sunt din 2 în 2, ar fi mult mai greu de aflat
câți termeni avem, da? Bun. Ce observăm? Suma. Dacă adunăm 1 cu 2001, primul termen cu ultimul termen, obținem 2002. Al doilea termen, 5, îl adunăm cu înaintea lui 2001, chiar zic că sunt din 4 în 4, deci înainte de 2001, 2001 minus 4, 1997 și ne dă 2002. Bun, urmează 9, ar trebui grupat cu cel dinaintea lui 1997, dacă scădem iar 4, ne dă 1993 și cu 9, 2002. Da? Și așa mai departe, după 9 urmează 13 și așa mai departe. Bun, deci observăm că adunând pe rând, consecutiv, da? Primul cu ultimul, al doilea cu penultimul și așa mai departe, obținem aceeași sumă. Deci singura noastră problemă ar fi că nu știm exact câți termeni ai sumei avem. Și atunci vom folosi exact aceeași metodă. Ce spuneam? Că sub fiecare număr în parte vom scrie care sunt termenii care ne lipsesc. Îi scriu cu altă culoare ca să vedeți mai bine că aceștia sunt termeni pe care i-am adăugat la sumă fără a-i calcula. Deci sub 1, ce urmează de la 1 până la 5, ne lipsește 2, 3 și 4. Sub 5 ne lipsește 6, 7, 8, sub 9, 10, 11, 12. Deci la 2001 trebuie să mai adăugăm încă 3 numere. 2001 urmează 2002, 2003, 2004. Cum obținem numărul de termeni ai sumei? Împărțind ultimul termen obținut astfel. Deci, numărul de termeni ai sumei sunt 2004 împărțit la 4, pentru că sunt din 4 în 4 termeni. 501. Deci, în total, noi avem aici, de la 1 la 2001, 501 termeni. Și atunci, revenind la suma noastră, folosim aceeași formulă de la suma lui Gauss și anume deschidem paranteză rotundă, primul termen 1 plus ultimul termen 2001, închidem paranteza, ori câți termeni avem, 501, totul împărțit la 2. De ce împărțit la 2? Pentru că tot câte 2 am grupat. Primul cu ultimul, al doilea cu penultimul și așa mai departe, cum v-am arătat mai devreme, că dau aceeași sumă. Bun, și obținem 2002 ori 501 împărțit la 2. Putem să mutăm locul termenilor și să scriem 501 ori 2002 împărțit la 2, efectuăm împărțirea și mulțirea și vom obține suma noastră pe care vrem să o calculăm. Cam atât despre sumele de tip Gauss. Dacă aveți întrebări sau exerciții pe care vreți să mi le propuneți spre rezolvare și vreți să aflați metoda de rezolvare, vă rog să o faceți în comentariu. O zi bună!